ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție emisiunii Fețe Fețe aici la Ști TV. În urmă cu mai bine de o lună smulgeam o promisiune din partea unui personaj politic la acea dată, cum că odată cu instalarea în noua funcție, în noua postură, cea de președinte al Consiliului de Administrație de la aeroport, va fi prezent în fața dumneavoastră, iată că la mai un pic mai mult de 24 de ore de la momentul în care Consiliul Județean a adoptat hotărârea prin care domnia sa devine președinte al Consiliului de Administrație al aeroportului și manager al acestei regii, domnul Peti Ondraș este în fața dumneavoastră. Domnule Peti, mulțumesc că ați venit la 24 de ore, un pic mai bine de 24 de ore de la instalare, să ne spuneți ce vreți să faceți. Știu, am vorbit ieri și îmi spuneați că nu o să aveți foarte multe, dar vă țineți o promisiune, sunteți prezent în platou. Da, bună ziua, spun și eu, salut telespectatorii dumneavoastră. Așa este, nu s-a uscat încă ștampila pe numirea mea și deja sunt în emisiune la dumneavoastră, dar consider foarte important să fie toate instituțiile publice și agenții economici subordonați cât mai transparenți față de cetățean, cetățeanul să fie convins că banul pe care plătește cu truda lui zilnică, adică taxele și impozitele, merg într-un loc bun. Domnule Peti, a durat totuși destul de mult. Spuneam mai bine de o lună de când ați fost în platou vorbind pe această temă, nu că săptămâna trecută nu ați fi fost aici în calitate de consilier local, dar acum mai bine de o lună vorbeam despre concursul pe care l-ați câștigat. Da, da? Aproape a trecut două luni de zile de când am câștigat concursul, examenul. Știți, poate nu vă spun o noutate, în România se schimbă destul de frecvent legislația și eu am picat într-un proces de selecție exact când, după selectarea noului Consiliu de Administrație, s-a modificat legea care reglementează desfășurarea activității regiilor autonomii aflate sub tutela autorităților publice. Am auzit ieri în ședința Consiliului Județean acest lucru și de aici vreau să pornim pentru a mă lămuri pe mine și pe telespectatori. Procesul de selecție s-a finalizat înainte ca legea, noua lege, să intre în vigoare. Ieri am înțeles că ați fost totuși instalat pe vechea lege. Ce urmează? Va fi un alt concurs? Veți lua din mers ceea ce prevede noua legislație? Cum se întâmplă de acum încolo să nu ne trezim peste o lună cu un nou anunț pentru un nou manager? Nu, deci am fost numit în ziua de ieri pentru o durată de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 4 ani. Ceea ce se poate modifica sunt indicatorii de performanță financiar și nefinanciar, care astăzi nu sunt cunoscute și eu am preluat indicatorii de performanță existenți pe legea veche, care nu a reglementat în asemenea detaliu ce așteptări trebuie să aibă proprietarul instituției publică față de firma pe care are în proprietate. Deci așteptăm să apară, legea prevede 4 luni de zile pentru apărare, pentru publicarea normelor de metodologice, normelor de aplicare, și în acele norme sper că vor fi detaliate toate acele așteptări, criterii pe care vom fi evaluați în fiecare an. Și va fi momentul în care președintele actual al Consiliului de Administrație, Peti Ondraș, poate să spună depun mandatul sau merg mai departe? Așa este. Deci poate că vor fi niște așteptări, vor fi niște exigențe sau criterii pe care eu, cunoscând, având răgaz de timp să cunosc ceea ce am întâlnit pe aeroport, pot să spun că în asemenea condiții, din păcate, eu nu pot asuma îndeplinirea acestor criterii. Și în acest caz, de drept se reziliază acest contract de mandat. Însă eu sunt puțin mai optimist. Pe de o parte știam ce mă așteaptă pe aeroport, pe de altă parte aceste criterii, după părerea mea, nu pot diferi foarte mult de ceea ce este în vestul Europei sau oriunde în lume. Sunt foarte cunoscute, arhicunoscute așteptările consumatorilor, pasagerilor față de o infrastructură aeroportuară și, după părerea mea, nu pot diferi foarte mult de aceea.
acest lucru. În urmă cu 3 ani plecați de la aeroport, de pe poziția de vicepreședinte al Consiliului de Administrație. Și președinte interimar. Exact, după demisia lui Mihai Poruțiu. Ați revenit ieri după amiază. Astăzi, cum v-au primit oamenii de acolo? Pentru că se știe, de regulă, schimbarea șefilor, bucuria mulțimii, să parafrazăm într-o manieră plăcută. A fost crispare, teamă? Ce așteptări au ei? Ați reușit să vorbiți cu oamenii de acolo? Da. Să știți, domnul Giurgea, după ce ne-am despărțit la Consiliul Județean, primul meu drum, nu am vorbit cu nimeni, nu am salutat pe nimeni, am fugit drept țintă pe aeroport. Deci ieri, după ședința Consiliului Județean, deja am fost pe aeroport, nu pentru că aș fi fost bucuros, pentru că nu am vrut să pierd nicio clipă în a intra în pâine efectiv și a încerca să fac tot posibil și tot ce ține de mine să pun aeroportul în mișcare. Am vorbit cu, mai ales cu conducerea aeroportului, dar m-am întâlnit și cu ceilalți colegi, foști colegi, coechipieri, mi-aș dori să devină. Și am luat și niște documentații pe care noaptea trecută le-am parcurs să fiu pregătit, pentru că dumneavoastră m-ați obișnuit dățile trecute, că întotdeauna mă puneți în situații dificile, dar care este normal, este normal să fie. Deci astăzi dimineață, de la ora 8, sunt pe poziție și să răspund la întrebarea dumneavoastră, colegii mei au foarte mari așteptări, au așteptat să devină ceva definitiv. Nu a făcut bine aeroportului, că nu au fost luate decizii finale, nu s-au numit administratori pe perioadă determinată, au fost tot feluri de interimate care au implicat o incertitudine în cadrul colectivului și care nu a făcut bine moralului de echipă și nici moralului muncii. Sindicatul, vreau să spun sindicatele, dar de fapt sindicatul, e un singur sindicat acolo. Singur. Cum a reacționat? Ați avut vreun contact cu liderii sindicali? Pentru că vechea conducere a ținut-o, îmi permis să spun așa, doar într-un conflict cu liderii sindicali. Au fost și procese, au fost plângeri penale, inclusiv pe linie de achiziții publice, din câte mi-aduc aminte, liderul sindical a fost aici prezent în platou, vorbea de un top de hârtie cumpărat în loc de 10 lei cu 50 de lei, spre exemplu. Da. Mă simt onorat de faptul că domnul lider de sindicat a participat la ședința Consiliul Județean de ieri, m-a felicitat printre primii. Uitați, eu nu sunt genul de om care să intre în conflicte, întotdeauna încerc să identific soluțiile și nu m-am despărțit de aeroport acum 3 ani și nici de sindicat și nici de colegi într-o situație de supărare sau nu știu ce am avea față unii față de ceilalți, ci ne-am despărțit în condiții prietenești în care eu mi-am oferit sprijinul în continuare, deși nu eram concret pe aeroport și am și făcut în acest sens un demers. Trebuie să știți că anul trecut m-au contactat un grup de oameni de afaceri care doreau să introducă cursă charter între Israel și România și am facilitat acest contact și această colaborare care s-a realizat, dar din păcate după foarte puțin timp, nu cunosc cauzele, au renunțat la această cursă. Da, poate cauzele le găsim în starea actuală a aeroportului. Sunt foarte multe semnale că 1 ianuarie 2017 ar putea să coincidă cu închiderea temporară a aeroportului Transilvania-Târgu Mureș de la Vidrasău. E un moment dificil în care preluați frâiele acestei regii după 3 ani sau mai bine de 3 ani în care, am spus-o de nenumărate ori aici, s-au majorat doar salariile
celor care conduc, picați pe un salariu bun, aș spune, dar cei dinainte parcă nu Eu au avut... Eu sunt victimă în acest Nu sens. Au avut un... o responsabilitate clară. Nu s-a întâmplat nimic din ce au promis, deși știm că au promis multe, dar mai avem câteva luni până la momentul la care aeroportul de la Vidrasov s-ar putea închide. Domnul Georgean, întotdeauna privesc în viitor și mă interesează trecutul în măsura în care afectează viitorul al nostru, a comunității sau în cazul concret al aeroportului. A doua lucru pe care doresc să vă expun este o dilemă continuă și permanentă. Eu, pe de o parte, doresc să răspund foarte cinstit și onest la toate întrebările adresate de către dumneavoastră, dar pe de altă parte nu pot să uit că sunt conducătorul unui agent economic care se află într-o piață concurențială, unde concurența există și este foarte acerbă cu aeroportul Cluj-Napoca și Sibiu și așa se pare că este pe o direcție bună și realizarea a treilea aeroport din zona noastră, din regiunea noastră, cea de la Brașov, care din nou va fi un concurent de al nostru. Știți foarte bine, la fel ca mine, că în perioada trecută relațiile, mai ales cu aeroportul Cluj-Napoca, nu au fost neapărat foarte prietenoase sau foarte constructive, din păcate, pe care eu doresc în viitor să le clarific și mi-aș dori foarte mult ca ambele aeroporturi și ambele consilii județene, ca și proprietari acestor aeroporturi, să înțeleagă că noi putem fi mai puternici împreună. Noi putem să creștem nu în defavoarea celuilalt, dar ca și complementar a celuilalt. O să ne lege foarte curând, sper eu, sper să că nu sunt naiv, o autostradă în care în 50 de minute, 60 de minute se poate veni de la aeroportul Cluj la aeroportul Târgu Mureș și invers. Putem să folosim acele facilități și acele avantaje care ne caracterizează. Aeroportul din Cluj este un city airport, este în interiorul Clujului, au festivaluri, au foarte multe evenimente. Aeroportul din Târgu Mureș are nenumărate posibilități de dezvoltare, are parcul industrial de 20 de hectare, se poate dezvolta acel parc industrial, avem cale ferată și avem autostradă la poarta aeroportului. Deci eu cred că trebuie să ajungem la un compromis, să ne înțelegem și să ne dezvoltăm în interesul colectivităților pe care le reprezentăm. Păi apropo de concurență, cei de la Cluj au anunțat deja că aerogara lor a suportat până în momentul la care vorbim noi astăzi un aflux de pasageri mult peste ceea ce a fost proiectat. Aveau proiectat 1,5 milioane de pasageri pe an, au deja 1,8 milioane, iar anul e departe să se fi sfârșit. Ce poate să facă Târgu Mureșul în condițiile în care noi vorbim de o pistă cu probleme și în condițiile în care încă sunt persoane, și o să ajungem la acest subiect, care spun că aeroportul de la Vidrasău este o gaură neagră. Da. Trendul general și în lume, și în Europa, dar și în România și în țara noastră, este de creștere. Deci, de la an la an se înregistrează o creștere, spun eu, semnificativă a pasagerilor în aeroporturi. Din păcate, Târgu Mureș a reprezentat o excepție în acest trend de creștere. Târgu Mureșul nu mai are nici măcar legătură cu Bucureștiul pe linie aeriană. S-au închis multe alte curse aeriene, linii aeriene deschise în urmă cu 4 ani, când erați în conducerea aeroportului. Da, trebuie să identificăm cauzele care au dus la acest lucru și trebuie remediate cât de curând posibil. Trebuie remediată infrastructura aeroportuară, este o prioritate sau a devenit o prioritate tot mai stringentă repararea integrală a pistei de aterizare, decolare și alte, multe alte lucruri pe care trebuie să le facem în termen scurt.
Ceea ce vă pot spune, aeroporturile în general, sub un număr de pasageri, nu sunt rentabile. De aceea, acum 4 ani, cu echipa managerială, care includea, desigur, și pe domnul Poruțiu, cu care am făcut o echipă extraordinară, am planificat ca în termen de 4 ani, adică astăzi, trebuia să ajungem la undeva la 800.000 de pasageri, care asigura deja rentabilitatea aeroportului. Infrastructura aeroportuală este mult mai mare și mult mai costisitoare decât toate... O secundă, vă întrerup aici. Vă rog, aveați planificat 800.000 de pasageri. Care e cifra atinsă până ieri de aeroportul de la Târgu Mureș? Eu, la un moment dat, în urmă cu 3 luni, dădeam că e primul an, anul 2015, când se merge în jos la aeroportul de la Vidrasău. Din păcate, și în 2014 și în 2015 a scăzut numărul pasagerilor. Anul trecut, la 31 decembrie 2015, am ajuns la 336.000 de pasageri, în condițiile în care, când am plecat de pe aeroport, ajunsese la 400.000 de pasageri. Deci sub 50% față de cât propuneați în contractul de management, deci, acum 4 ani. În 2012, deci în iunie 2012, am propus 800.000 de pasageri pentru 2016. Deja în 2013 am ajuns la 50%, da, și am avut toate condițiile. Spun anul trecut, scăderea anul trecut sub, deci, 50% de cât propuneați să fie în acest an. Răspunde cineva pentru acest insucces, acest mers înapoi. Domnule, nu am nicio calitate. Sunteți președinte al Consiliului de Administrație. Da. Dacă și acum 4 ani ați propus 800.000, da, și anul acesta ați fi fost încă acolo, da, și venea în locul dumneavoastră actualul Pete Ondraș, da, plătea cineva pentru că nu s-au atins indicatorii stabiliți? Deci contractul de mandat în forma actuală prevede 2 posibilități din partea proprietarului Consiliul Județean. 1, rezilierea contractului de mandat, sau 2, reducerea remunerației membrilor Consiliului de Administrație, care răspund solidar de altfel. Deci ambele variante există și vor fi aplicate probabil în cazul nostru și în cazul meu. Sunteți pe funcție în momentul de față. Da. Întrebarea mea vine în felul următor. Sunt sancțiuni reale acestea? Faptul că îți pierzi un mandat? Faptul că stai cineva din salariu 20, 30, 50% dacă nu faci nimic? Sunt sancțiuni reale? Îl întreb pe președintele Consiliului de Administrație, dar în același timp pe consilierul local și fostul viceprimar. Acum e foarte greu să răspund la întrebarea dumneavoastră dacă nu iau în considerare faptul că totuși cetățenii ne-au mandatat. Cetățenii ne-au dat un cec în apă. Ei au încredere în noi. Ei chiar au încredere că ceea ce promitem, chiar dorim și facem tot posibilul să realizăm. Domnule Peti, într-o societate comercială, și sunteți jurist, știți foarte bine ceea ce întreb și de ce am întrebat așa, administratorul poate să răspundă pentru momentul în care își duce firma în faliment, cu averea. Este altceva. Atragerea răspunderii administratorului. Ori aici, la instituțiile acestea subordonate instituțiilor publice, administratorii mi se pare că scapă cam ușor. Uitați, nu este o situație atât de gravă să vorbim despre grave deficiențe în asigurarea veniturilor și vorbim de riscul ca de la 1 ianuarie să închidem aeroportul. Dar nu, pentru din cauza... că în Consiliul Județean nu a fost prezentat un studiu care să arate clar cât costă reparațiile pistei. Îmi aduc aminte că fostul președinte al Consiliului Județean, la un moment dat, el însuși reclama că nu are un asemenea document. Eu vă spun din nou, domnul Giurgea, cu tot respectul, tot ceea ce s-a întâmplat în trecut mă interesează numai dacă afectează viitorul. Eu ceea ce vă pot spune, că trebuie făcute prioritatea zero acest studiu, care să releve în ce situație există pista, ce trebuie făcut, ce măsuri trebuie întreprinse pe termen scurt, mediu și lung, și fiecare ce consecințe 12 august 2016. Da.
Da. Vorbim despre un studiu și vorbim de 1 ianuarie 2017. Exact. Vă angajați, credeți că e posibil să se facă toți acești pași astfel încât pista să fie folosibilă, utilizabilă la parametrii impuși, astfel încât de la 1 ianuarie să nu mai auzim discuții că nu vine o aeronavă sau nu vine o companie pentru că pista de la Vidrasău ridică probleme? O reparație capitală poate dura minimum 8 luni de zile, deci și vorbim despre o reparație capitală. Ce presupune asta? Nu aș dori să înțeleagă telespectatorii că astăzi ar fi orice problemă de siguranță pentru aterizarea pe aeroportul Transilvania. Au înțeles-o că liderii sindicali trăgeau un semnal de alarmă în urmă cu câteva luni pe tema aceasta. Nu știu, dar fac un mare neserviciu aeroportului care este angajatorul și care asigură traiul zilnic acestor oameni. Deci este o irresponsabilitate din punctul meu de vedere. Nu există astfel de riscuri. Autoritățile statului verifică punctual și periodic această situație. Eu ce mă pot angaja că acest studiu se va finaliza cât de curând posibil, măcar să știm situația reală de astăzi, momentană, și ce trebuie concret făcut în următoarea perioadă. Acest lucru neapărat trebuie făcut. Ulterior, o să adoptăm deciziile necesare, trebuie să identificăm sursa de finanțare, trebuie să verificăm armonizarea cu legislația europeană în privința acordării ajutorului de stat sau acordării compensației pentru îndeplinirea serviciului de interes economic general și după aceea să demarăm procedurile de achiziție publică așa cum prevede legea. Pista este prioritatea zero, înțeleg. Așa este. În ședința Consiliului Județean de ieri am înțeles că ar mai fi o prioritate. O autospecială pentru intervenții în caz de incendiu. O autospecială care în calculele celor care au fost la comandă înaintea dumneavoastră ar ajunge undeva la 3 milioane de lei. Da. Președintele Peter Ferenc ridica un mare semn de întrebare în ceea ce privește această achiziție. Nimeni nu a vorbit cu cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență în legătură cu această autospecială. În momentul în care se discuta acest subiect, tot în sală un personaj prezent s-a uitat către noi jurnaliști și a spus: păi autospeciala așteaptă la Brașov doar să fie virați banii. Ați primit sarcină publică acolo să verificați. Sunt speculații. Din nou, țin foarte important pentru imaginea aeroportului și astăzi aeroportul Târgu Mureș îndeplinește toate condițiile impuse de lege și acte normative pentru categoria 7 de intervenție la stingerea de incendii. Ce înseamnă acest lucru? Că avem cel puțin două autospeciale. Și atunci mai trebuie o a treia? Păi, sau de ce trebuie una în locul celor două? Există o discuție în sensul că a doua autospecială ar avea nevoie de anumite revizii, reparații sau dacă trebuie achiziționată o a treia autospecială pentru o garanție suplimentară, spun eu, față de cerințele de altfel minimale impuse de autorități. Deci sunt cerințe minimale, nimeni nu se supără dacă un aeroport își ia măsuri suplimentare de siguranță. Ceea ce vă pot spune că și eu am rămas foarte surprins că o instituție a statului, cum este Inspectoratul pentru Situații de Urgență, nu a fost consultat în privința cerințelor, dotărilor necesare și s-au luat niște decizii. Deocamdată eu nu știu pe ce bază, dacă s-au făcut studii de piață. Drept este că de 3 ani de zile, în fiecare an, a fost bugetată această autospecială. A fost bugetată la valoarea inițială și nu cea suplimentată pentru 3 milioane. Și se pune întrebarea dacă inițial s-a dorit achiziționarea unei autospeciale noi sau second hand, dar rămâne să clarific care aceste este diferența lucruri. Pentru că despre această diferență nu s-a făcut vorbire. Valoric. Care este diferența valorică? Valoarea inițială și s-a ajuns în final de la 1.500.000 s-a ajuns la 3 milioane aproape, da.
Deci o să clarific și acesta pe termen scurt, este una dintre prioritățile mele. Astăzi am avut deja discuții pe tema aceasta. Dar o să vă promit, domnul Giurgea, și față de dumneavoastră ca ziarist și față de telespectatori, că o să fim foarte deschiși cu presa și cu cetățenii și o să aflați totul când se clarifică. E interesant ce se întâmplă acolo la aeroport, pentru că sumele sunt foarte mari, domnule Peti, și în urmă cu câțiva ani vorbeam și scriam ca jurnaliști, telespectatorii și cititorii noștri puteau să afle că s-au cumpărat Digivror, care a stat închis ani întregi, unul pentru că era cumpărat gata defect, altul pentru că nu era la standarde, nu putea fi folosit pe aeroportul Transilvania, S-au dar făcut bani. plângeri penale la timpul potrivit, din păcate persoanele au fost achitate. Nici măcar nu s-a început urmărirea Deci penală. s-a plătit un decivror cu peste 1 milion de lei care nu a fost folosit o secundă și care a implicat achiziționarea unui nou decivror cu 1.600.000 de lei. Care și Și acela se pare că a venit cu o problemă. s-au făcut urmăriri penale în acest sens. A fost dată în instanță pe parte civilă, din păcate nefinalizate. Ei, de aceea spuneam că e important să ții sub lupă o asemenea zonă considerată de mulți gaură neagră și acum ajungem la acest subiect al găurii negre numit Aeroportul Transilvania. Senatorul Emil Marius Pașcan spunea de ună zi aici în platou că trebuie găsită o soluție. Bugetul județului nu poate să susțină de unul singur un aeroport precum aeroportul de la Vidrasa, un aeroport care trebuie să revină la statutul de aeroport internațional, deziderat pe care am văzut că și conducerea județului și-l dorește. Da, uitați, este un bun exemplu. Chiar anul acesta s-a adoptat de către Primăria Municipiului Brașov acordul de asociere cu Consiliul Județean Brașov pentru finalizarea Ați fost în primărie. aeroportului. Primăria Da. și Consiliul Local Târgu Mureș au vrut o asemenea asociere ani în șir. Consiliul Județean este cel care a bâșbuit, să spun așa, sau n-a găsit formula. Credeți Haideți că e să privim momentul în viitor. Haideți să să privim. privim în viitor optimiști? Eu sunt foarte optimist și eu cred că toți vor pune deoparte toate problemele cu care s-au confruntat în trecut și vor privi în viitor, pentru că toți dorim să ne trăim viața aici unde ne-am născut și Mulți ne vor să dorim zboare. pentru copiii noștri o viață și un trai cât mai bun, cu posibilitatea de a zbura oriunde în lume, chiar de la poartă din orașul nostru. Și atunci, care e Da. formula pe care o vedeți dumneavoastră în calitate de administrator? Practic, sunteți pus acum de Consiliul Județean să administrați, să Da. gestionați această regie. Sub ce formulă juridică îi vedeți viitorul? Regie, societate pe acțiuni cu parteneriat, cu participare tot a autorităților locale, Primăria Târgu Mureș și alte primării care ar vrea din zonă să se implice, sau societate comercială pe acțiuni. Înainte de a răspunde la această întrebare, trebuie să identific nevoia de finanțare pentru reparație, în primul rând pentru reparația capitală a pistei, după aceea, după ce s-a stabilit suma necesară. Totuși, trebuie să menționez că s-au făcut demersuri și pentru a include această investiție în master planul mare aeroportului, să obținem fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și dacă acest demers va avea succes, atunci înseamnă că asigurarea fondurilor necesare este soluționată Dar și asta ar atunci nu presupune. neapărat trebuie să ne gândim la o modificare a situației juridice a Asta ar aeroportului. presupune, domnule Peti, și schimbarea statutului aeroportului, nu? Adică revenirea sa la statutul de aeroport internațional, recunoscut de Ministerul Transporturilor. Nu, și astăzi este aeroport internațional. Nu, eu vorbeam despre Este aeroport de asigurarea interes fond. local. Nu, nu, nu. Este aeroport internațional certificat astfel în 2012. Din 2012 este certificat ca aeroport internațional
Transilvania, Târgu Mureș. Dar revenind, din nou vă spun, după ce am stabilit ce nevoi de finanțare avem pentru toate lucrările care se impun, o să identificăm sursa de finanțare și dacă suntem atât de norocoși și ne facem temele și includem în master planul mare, obținem finanțări nerambursabile este, de la Uniunea Petir, Europeană. Numai o secundă, este aeroport internațional de interes local. Nu este în lista aeroporturilor internaționale a Ministerului Transporturilor, pe acea listă, dacă nu greșesc eu, TNT. De aceea v-am spus că se trebuie să ne facem temele ca să ajungem acolo. Se poate? Se poate, cum să nu? Cum? Dacă avem probleme la pistă și nu avem bani suficienți pentru a face aceste lucrări. Cum? Fonduri europene pentru aeroport de interes local? Se pot obține pentru că totul depinde de voința a noastră, a tuturor. Cei care astăzi conduc județul, respectiv municipiul, să se alieze în interesul județului, în interesul aeroportului și toți să tragem în aceeași direcție. Chiar căruța. Și în condițiile în care sunt trei aeroporturi, ba se construiește al patrulea și raza, distanța între ele, dacă e să facem un cerc, este uneori sub 100 de kilometri? Este peste 100 de kilometri. Clujul nu este la peste 100 de kilometri. Nu contează acest lucru. În orașele mari există mai multe aeroporturi în același oraș. Deci nu este o problemă că suntem la 100 de kilometri, trei aeroporturi. Nu acesta reprezintă problema. Problema reprezintă să ne facem temele, să facem studiu de fezabilitate pentru reparația capitală a pistei, să avem o gândire în perspectivă ce trebuie să dezvoltăm. Dacă mergem pe varianta cu parcul industrial, o asociere cu parcul industrial, să dezvoltăm partea cargo și să punem accent mai ales pe partea de cargo, dar totodată în paralel și să încercăm să dezvoltăm partea de transport aerian a persoanelor, dar să nu fim în concurență sau în competiție directă cu Clujul, de exemplu să avem destinații care sunt aproape unele de celelalte, dar nu sunt exact aceeași destinații. V-am sunt rugat acum multe. O lună să-mi dați câteva exemple și atunci v-ați ferit pentru că nu erați încă instalat în funcție, ați spus că la revenire, adică astăzi o să-mi dați exemplele, care ar fi direcțiile spre care v-ați orienta pentru a aduce operatori aerieni de la Târgu Mureș? În primul rând trebuie să găsim un tur operator care să asigure curse charter în sezonul estival. Deci întotdeauna a fost o perioadă când a fost curse charter spre Danemarca, Copenhaga, a fost perioada când a fost curse charter chiar pe vremea noastră în Egipt, Hurghada. Și trebuie să asigurăm curse charter în sezonul estival, în primul rând, spre Grecia, Turcia, unde se dorește a pleca primordial din regiunea noastră. În al doilea rând, trebuie să vedem puțin, așa cum spuneți și dumneavoastră, din nou, relația cu cele două aeroporturi, Cluj-Napoca și Sibiu, trebuie să se clădească poate de la zero. Trebuie să găsim acele destinații care nu sunt în concurență directă cu celelalte aeroporturi. De exemplu, pot să vă spun, în Irlanda, poate că dacă Cluj-Napoca ține sau are cursă pentru Dublin, noi poate o să avem o cursă până în York. Este un alt oraș în Irlanda, care sunt la 100-200 de kilometri, nu știu exact unde. Deci este aceeași țară destinație, dar în orașe diferite. Poate în Franța există curse spre Paris, Lyon, partea de nord și poate noi găsim o soluție pentru partea de sud, Marseille, Nisa și alte orașe. Deci, întotdeauna există soluții, dar trebuie să găsim acele formule și să ne facem datoria. M-am gândit de multe ori că Târgu Mureș ar putea să aibă o legătură bună aeriană și poate o analizați, nu știu dacă am dreptate sau nu, pe zona turismului religios, sudul Franței, înspre Lourdes sau Portugalia, zone în care, ținând cont și locul de pornire,
ar putea să atragă mulți turiști. Domnule Peti, fostul premier Victor Ponta spunea ieri că e o strategie să se rupă Transilvania de București. Nu avem autostradă, deși chiar și UDMR-ul, acum am arătat cu mâna spre dumneavoastră că sunteți și liderul UDMR Târgu Mureș, chiar și UDMR-ul a vrut autostrada Bechtel, București, Budapesta. Nu e făcută, drumurile sunt cum sunt, nu avem o legătură aeriană. Târgu Mureș, București, nu ați prezentat-o ca prioritate. Uitați, în primul rând eu așa văd că operatorul de stat românesc, Taromu, ar fi fost primul interesat ca Bucureștiul să devină un hub, deci să devină un centru unde din toată țara adună pasagerii și pot zbura mai departe, oriunde în lume. Prin faptul că au oprit această cursă, au forțat mâna pasagerilor să aibă ca alternative în afară de București și alte orașe capitale din apropiere. Nu știu care a fost gândirea. Foarte mult ne-a îngrijorat faptul că, de exemplu, orarul cursei Târgu Mureș-București poate nu a fost cel mai convenabil, pentru că dacă pui la 6 dimineața, punând pe om să fie pe aeroport la ora 5 dimineața și nu știu dacă locuiește în Tudor, trebuie să pornească la 4:30 dimineața și sau înapoi. Sau dacă vine din Reghin, pentru că nu doar Târgu Mureșenii. Vine din Reghin și mai rău, deci atunci noaptea e stricată de tot și înapoi vine la ora 22, nu a fost cel mai convenabil orar, după părerea mea. Deci, dar, din păcate, nu am găsit înțelegerea pe vremea de atunci. Poate vine un operator privat care găsește un orar de zbor mult mai accesibil, mult mai facil și repornim și legătura cu Bucureștiul, pe care o consider important. Acest poate pe care l-ați spus dumneavoastră în privința turoperatorilor mă pune pe gânduri și mă pune să vă provoc o altă întrebare. Vă rog. Pot fi convinși altfel decât prin ajutoare de la bugetul Consiliului Județean sau cel al aeroportului acești operatori aerieni să vină la Târgu Mureș, pentru că a fost o mare discuție în anii trecuți, inclusiv procese cu Clujul, pentru sprijinul acordat de județ operatorilor aerieni doar să vină la Târgu Mureș sau doar să meargă pe un alt aeroport. Desigur. Au fost și alte județe care au apelat la această formulă considerată ajutor de stat. Chiar și Clujul. Desigur, pentru că dacă putem convinge turoperatorii sau companiile aeriene că gradul de încărcare al aeronavelor va fi peste 75% în medie, atunci afacerea este de partea dânșilor. Nu trebuie noi să venim cu un suport suplimentar. Numai că trebuie să avem acele asocieri, acele înțelegeri cu Camera de Comerț, cu firmele importante din județ și din județele limitrofe, care să dea o siguranță și o certitudine companiilor aeriene că chiar ce ne angajăm putem să asigurăm. Gradul de încărcare înseamnă profit pentru dânsii. Când vor fi aceste întâlniri? Mă gândesc că în planul de management, chiar dacă l-ați prezentat sau nu l-ați prezentat Consiliului Județean, termenul este prorogat acum. Aveți un asemenea proiect de a vă întâlni cu operatorii din turism, din regiune și cu reprezentanții celorlaltor județe? Da, pentru că nu este un aeroport care să deservească exclusiv Târgu Mureșul sau exclusiv județul Mureș. Așa este. Cât de curând posibil, domnul Giurgea, pentru că este în interesul aeroportului și care și sunt, pe termen care scurt. Sunt instituțiile publice, județele cu care vă gândiți la asociere? Toate județele limitrofe, deci Bistrița, Harghita, Covasna, deci în primul rând aceste județe. Bun, și reiau și Alba. În condițiile acestea, reiau o întrebare, vedeți mai plauzibilă o asociere intrajudețeană
și în interiorul județului cu administrațiile locale decât o transformare a aeroportului în societate pe acțiuni sau, de fapt, da, în societate pe acțiuni și listarea ei la bursă? E o gândire în perspectivă, listarea pe bursă. Încă nu ne-am gândit la asemenea termen foarte îndelungat. În schimb, ceea ce vă pot spune, în Brașov deja există discuții pentru asocierea în interesul finalizării aeroportului din Brașov, inclusiv cu primăria Sfântul Gheorghe și județul Covasna. Vedeți, ei abia deci, au început și deja se asociază la Târgu Mureș. Dar au și avantajul acesta, că ei acum sunt la început de drum și pot ajusta după nevoi și după interesele comunităților locale această construcție. Deci e un avantaj atâta vreme cât ai infrastructura, ai construcția, ai pista, ai tot ce trebuie acolo, trebuie doar să găsești o formulă de a susține financiar de comun acord acel proiect. Acel proiect știți, care există domnul deja. Domnul Giurgea, când cumpărați pe piața liberă o casă veche, puteți să aveți întotdeauna surprize și este poate puțin mai complicat să faceți o renovare decât când cumpărați un teren și faceți construcția casa exact cum vă doriți dumneavoastră, exact pe nevoile dumneavoastră personale. Deci de aceea spun, aproape se poate folosi identic acest exemplu, un aeroport existent care a venit de la Ministerul Transporturilor, a fost transferat sub autoritatea Consiliului Județean în 97, de atunci funcționează ca regie autonomă, s-au făcut investiții majore, tot domeniul public care este acolo este a Consiliului Județean, deci dacă se face o evaluare la valoarea reală a tot ceea ce există acolo, patrimoniu, va ieși o sumă imensă. Deci, sigur, un proprietar nu îi va conveni ca un asociat nou pe care îl aduce să investească numai pentru viitor și tot ceea ce există să ia de bună. Dar credeți că un asociat nou și potent financiar s-ar uita la acea sumă imensă de care vorbiți dumneavoastră sau ar spune cel mai bine e să-l radem și să-l facem de la zero? Asta vorbind de gaura neagră, considerată mulți ani a fi aeroportul de la Vidrasău. Eu o să fac tot posibil că echipa mea cu doamna Pop Felicia, pentru care mă bucur foarte mult că face parte din echipă, să dovedească încă o dată pe viitor că orice bani investit în aeroport se revine comunității locale. Și ultima întrebare a emisiunii noastre de astăzi, care sunt schimbările pe care vreți să le faceți săptămâna viitoare la aeroport? Sau ați vrea să le faceți dacă legea v-ar da voie? În primul rând, aici mă refer la structura de personal. Plus, minus, eliminate servicii. După părerea mea, trebuie făcută o analiză foarte atentă asupra fiecărei activități desfășurate, făcut un buget de venituri și cheltuieli pe fiecare activitate distinctă și unde se dovedește că nu este fezabilă activitatea așa cum s-a desfășurat în ultimii 3 ani, 4 ani, să gândim și o variantă de externalizare. Care ar fi acestea? Ați fost acolo acum 3 ani. De aceea vă întreb și insist, sunt convins că avem nu mergeți ca un novice în aeroport. Da. Cum spunea cineva, am văzut aeroportul acum 6-7 ani, trecând pe aici am venit să fiu manager. Da, da. Sistemul de parcare, avem dificultăți, este o provocare, activitatea de handling și alte servicii care trebuie să ne uităm foarte exact cum putem să facem profitabile. Mulțumesc tare mult pentru prezența, domnule Peti, și sper, am mai spus-o și o repet de fiecare dată când am ocazia, sper să nu ajungem la Vidrasău din nou, să vorbim noi, jurnaliștii și cei care își permit să o mai spună, să aterizeze sau să decoleze doar ciorile, cum se întâmplă la un moment dat, să fie într-adevăr un aeroport internațional. Poate acum, dacă depinde de mine, manager, sigur, din nou un om de-al nostru din zonă, un Târgu Mureșan, poate vedem o schimbare. În bine să fie. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. Așadar, după aproape 2 luni de la câștigarea concursului și după luni întregi de incertitudine și vreo 3 ani în care am clamat aici faptul că
nu se vorbește de la aeroport, nu știm mare lucru de acolo, refuzuri peste refuzuri de a veni în fața dumneavoastră din partea celor care au condus aeroportul. Iată noul președinte al Consiliului de Administrație, fostul viceprimar Pete Ondraș, promite transparență totală și prioritate zero pista, pentru că altfel aeroportul riscă să rămână sau să devină mai rău decât ceea ce este acum, când încă, de bine de rău, avem câteva curse care se operează. Vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem luni, până atunci un sfârșit de săptămână plăcut, numai bine!